La japoneze, pe ce parte se bagă motorină? Pe stânga, mijloc, pe dreapta? Pe mijloc. Nu cred. Ba da. Ia uite. Ia uite, mă. Chiar pe mijloc. V-am zis că mai urmează chestii șmechere. Motul România pune la bătaie tot ce vedeți aici. La finalul clipului o să aflați despre ce e vorba. Stați până la sfârșit. Brațul și două sănătate. Ia să vă zic, care-i treaba? Face un zgon mic, 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 tic, 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 tic. Avea un șuricel. Da. Avea vită. Uh-huh. Are prinderile alea din spate. Da. Probabil că e ruptă pe unul. E ruptă, e de lăvitură, lăvitură. Lăvitură. Stop. Stop. Despre ce? Despre asta? Nu, despre ce... A, despre ce urmează să intre? Da. Băi, e greu de discutat așa din primă, e tare. Nu știu din ce an e mașina, e o Mazda 323, mai vechiuță. Sincer, cred că e una dintre cele mai grele povești din spatele unei mașini. Din... pe bune. Din tot sufletul zic chestia asta. Ideea e că mașina care urmează să intre a aparținut unei doamne, care acum ceva timp a decedat și soțul acesta a dus mașina la noi și ar vrea să o facă ca nou. Da, e ciudat că nu e atât de ușor de vorbit despre treaba asta și faza, nu știu dacă e interesantă să zic așa, e că omului la momentul respectiv nu i-a plăcut mașina, dar acum reprezintă ceva foarte important pentru el și ar vrea să o facă ca nou. Partea interesantă pentru voi e că mașina n-a mai mers de vreo 8 ani, nu a mai circulat și nu a mai fost pornită de vreo 3 ani. Și mașina a suferit un mic accident înainte să fie trasă pe dreapta. Mașina a venit la noi pe platformă și trebuie să îi facem așa o evaluare într-o primă fază. Am căutat un pic până am găsit cheia. Ia și alarma. Clasic, frumos. Cred că e de fabrică. Merge, 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 dă-i că merge. Nu mai pune până, la. Păi cam atâta? Da. Păcat atâta. Ia, ia. Bă, nu cred că e cu păcată. Da, da. Ia-mă de volan. Lasă, nu te mai faci, nu te faci. Hai, du-te, mă, nică, ce, mă, stai, că nu te mai faci. Stop. Auzi? Ia, uitați, eu, de la împins, cât am împins mașina, ce-am pățit. Ia, te-a. Mi-ai ieșit cu să târzi picioare. Ai tot și cauciucul. Ai tot și cauciucul, mi-ai ieșit ca... Le are paleta, vară. 2010. Am găsit ceva, Bănică? Am găsit ceva bun, 2010. E. Yeah. Serios, e sigilat. Lucrez eu cu tine la mașina asta, m-am dus la două pahare. Clar, clar lucrez la mașina asta.
Mă, o terminăm în 4-5 episoade dacă deschidem. Da. Hai să o lăsăm deocamdată la unde am găsit-o. Ideea e că trebuie să dăm, să scot bancheta, să vedem dacă are cameră de vizitare la rezervor, să scoate motorina. Dacă nu dăm o gaură cu bormașina. Da, păi ce simplu, uite mă, șeful meu mă la rog. Are o manevră făcută. Are o manevră pe tapiserie făcută. Uite pe față la fel. Pare fi îmbrăcată. Îmbrăcată poate. Partea... Păpure? Ne apucăm de treabă? Oh my god! Serios? Nu pot să cred că are mașină. A zis să ne lase și scule să repară mașina. Gău. Puh, dar sticla de importatorul ăsta e perfect, e ce trebuie. Găsești cu un porc, nu e problema de asta. Găsim un porc. Dacă avem sticla de porc, găsim un porc, știi? Găsim să facem părlela. Ia, uite și vila unde era. Da. Bă, da, astea sunt pe bune de 7 ani în mașină? Nu știu asta să-ți spun. Poate nu sunt, poate m-am mai depozitat între timp. Niște scule ca să nu-i ocupe loc în casă, mă gândesc. Ăla e curățit înăuntru. Da, parcă... Parcă tot... Arată curățit. Nici pe noi ne interesează, deci trebuie să facem bancheta, înseamnă, dacă nu avem dani de vizitat. Nu e aici, a? Aia e aici, pe colț, standard. Da. Marfă și în interiorul, îmbrăcat în stele, închis, să puteți. Se deschide capota? Mai trage un pic de fir. Ia, trage de el. A, deci e anulată. E bine. Deci e pe bază de sârmă. No. Fiți atenți. E legat. E cum pare eu că e legată cu șoricei. Șoricei, nu sârmă? Ia. Cum a sunat asta? Da, mă, șoricei. Tac. Direct injection 16 valve. Wow, ce este aici? A pus de rea de șobolani. Filtrul de motorină e acolo. Uh-huh. Asta e cruce. Cum are arăta oare filtrul ăsta? Folosit până la un punct. Deci mașina aia... Asta e filtrul de 8 ani, e? Oh, interesant. Nu, negru. Oricum am înțeles că mașina a fost ținută într-un garaj, într-un service. Antigelare. Deci radiatorul nu-i spart. Ulei. Are. Bine, o să-l schimbăm. Da, nu mă. Ulei de servo mai are puțin pe vârf. Da, vezi, are capa de vizitare? Da. Bravo, are. Hai că a meritat munca. În jos. Pa, pa! Costiș, cum procedăm noi acum aici? Zi repede, în trei cuvinte, fără răleală. Cum procedezi aici? Facem un fasta ca să putem să dăm asta la o parte. Da, corect. Desfacem conductele astea și după fiecare asta, șurub de asta. Bun, ai zis perfect, dar ai greșit un lucru. Nu desfacem momentan nimic, da? Și tot ce vom face, primul pas, este să eliminăm mizeria. Da. Mufă scoasă, mizerie. Furtun scos, mizerie. Totul va intra în instalația mașinii. Atunci muncim și distrugem. Da. Deci, nota 4, stai jos. Hai. Băi, și era aproape. Era aproape de 10, dar ai luat 4. Era bine, totul era perfect. În afară de un singur lucru cel mai important. Mizeria întotdeauna primul factor care e periculos. Da. Am curățat și acum putem demonta capacul la rezervor. Unde vom scoate motorina cea de 7 ani. Dacă are.
unde îi spun puterea crește. Ieșit. Doctorești. Și hai capa acolo, că scurgi și înăuntru. Păi te, că toată lumea trebuie să aduci pompa de, de benzină. Dar șurubelele astea se complică un pic povestea. Șurubul cu cap de cruce, ginite, care se vor desface cu rădăciuni, cu popă. Poate azi. Da. Hai că unul, primul șurub. Ăla-i. Nu. Hai de ciocanul. Ăla mic. Vino cu vasul aici, bă. Ali. Du-o afară la expertiză. Nu e curat rezervorul. Doar că e o motorină stată de foarte mulți ani. Da. Costi, bidon de 20 de litri. Păi și întreb și eu, că eu sunt de... Eu nu sunt mecanic. Unde e pompa de benzină? Nu are pompă de motorină. Motorină, scuze. Are decât o pompă de amorsare pentru filtrul de motorină, după care preia pompa de motorină, efectiv ea trage. A, pompa de înalte trage direct din rezervor? Da, da, da. O, tare. Pompa de înalte, pompa de injecție a mașinii. Interesant. Da. Deci de 8 ani de zile n-am mai mers. Da. E o depunere pe el. Asta e sita. De tur. Și cam atât. Hai să pornim pompa. Bagă-l aici. Bagă furtunul. Bine. Nu vreau cum să-ți garantez că nu va arăta la fel până când... Asta am oprit ceva. Da. E pe full. Asta de un semn de un pic. Mai are? Mai are puțin, foarte puțin. Mai trage ceva? Da. Aulă. În joc de 3. Vezi că vagă bine, bine. Da. Da. Acolo mică. Vine prin conducta aia. Și aștept tot rezervorul. Se scurge. În cutiuță. Și asta cred că e făcută ca să nu rămâi în pantă în astea, fără motorină. Cred că da. S-ar părea că are ceva documente. Iată. Astea poate să fie și de la mule chestii socoteli. Dar cert e că nu e curat. Hai că s-a golit. Motorină curată. Mai miroase a motorină? Nu mai are miros de motorină. Cam 50 mai are atât, așa îl simt eu. Mm-hmm. Atât îl simt eu. Îl simt un miros combinat cu altceva de la... Bine, că e stată, vezi, dai seama. Hop! Oh, 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 ușurel! Mai dai un pic? Dă-i? Hai, dă-i o dată la lantul.
Nu mai da. Gata. E pe direct? Injecție direct. Șmecherie. Injectoarele sunt în ulei, după cum observ. Păi și văd că asta e legată cu o bandă. Și ăla e bujină incandescentă. Bujină este legată cu o bandă. Ia-ți-o pe asta. La japoneze cam așa au în general, sunt serie. Sunt seriate, ca să zic așa, bujină. La diesel. Da. Radiatorul de apă e drept. Nu e strâmb, dar în schimb radiatorul de aceea e strâmb. Și îndoit aici. Opa! Uite cum, e trei boxiți. Este ceva de aia, pe care nu-ți de vară, drăguță. Asta nu merge în frunata, aia merge în frunata. În ce an sunt cauciucurile astea? Dot? Da, e dotul pe partea cealaltă. Ia zic Costi, unde-i dotul. 2010 sunt cauciucurile, să știi. E bine. Da. Proaspăt. De când e și vinul? Da. De când e sticla de vin. De când e sticla de vin în mașină. Am găsit ceva bun, 2010. Deci cred că din 2010 este mașina. Și vinul. Da, și vin. O oră mai târziu, durata de apel. Eu dacă a stat în garaj mașina? Da. N-au rugină. E, un pic foarte puțin așa. Da, dar nu au. Asta are nevoie de... Plăcuțe îi trebuie atât. Plăcuțe noi și să vedem sistemul de frânare dacă se poate debloca. Ia uite ce curele aici de alea vechi. Era pe bătrân. Două. Ce ești povesti? Trei plăcuțe și restul deblocat, curățat. Am deblocat-o, da. Să vă colisanți noi. Da, deblocat pistonul așa. Să vedem plăcuțele. Plăcuțele nu sunt blocate. Dar ce crezi? Pistonașul e blocat. Cred că a intrat o gazeală, a ruginit și... Da. Arată plăcuțe clar. Da. Sunt bune, să știi, chiar dacă asta în mașina. Și reparație de etrier. Momentan îl băgăm aici așa. Și mergem pe partea lantă. Același lucru. Aici agăța. Micu spunea să împing plăcuța, o împingeam mai rău făceam. Ba e? Nu. No. În schimb pompa de apă, cred că curge. Supurează la încheietură, la capac, la termostat. Bascule cu totul. Aia un pic obosit. E un pic de tot. Ce e prima dată în cauciucul ăla s-a pus nimeni? Agregate. Curile agregate. Da. Și faci poză la asta de aici. Uite aici. Etrier spate. Plăcuțe spate. Discuri spate. Spraf discuri, să vezi, ruginite. Bileta antiruliu. Spate. Bux, bară, stabilizatoare, spate. Mai departe. Restul la brațe arată bine. Da, capete de bară și zgălete pe burgătă. E scurs bine de atâția ani. Nu mai are rău de scurs. Ok, acum de ce ai pușor? Ulei curge. Curge. Curge și are ulei. Da. Și ulei de diesel. O culoare normală. Ați comandat două filtre și un ulei? Da, domnule. Golf 4. Și ce? Un Golf 4. Nu mai atât a rămas de el. S-a norat cu ăsta. A norat cu numărul 0. Băi, fraiere, am cu numărul 0. Nici 0 nu ești, ia uite. Măcar ai făcut și tu o treabă bună, ai vândut bine la un preț bun.
Bă, m-am luat după tine și l-am dat la... Nu mai contează. Cred că au văzut deja. Da. Avem aici unul filtru ulei Bosch. Bosch. Aici unul filtru... Motorișcă. Motorișcă. Vom începe cu filtrul de ulei, pentru că este pe partea de jos și îl montăm mai repede. Ia zi, Valica, cum se alimentează mașinile puternice? Bă, mașinile puternice se alimentează prin interior, pentru că au un sistem special amenajat de alimentare cu combustibil limitat și foarte puternic. Adică cu ăsta merge vreo 300 de kilometri. În somn. În somn. Mazda 323. Pe la unde? Scoate ceva? A scos un aparat. Stăm la capac un pic la distribuție, cum arată. După aia vine Costi repede cu o baterie șmecheră. Made in Japan. Ceva? E japoneză. Japoneză autentică. Made in Japan, scrie pe aici. Este întreagă, nu are dinții rupți sau fisuri la dinți. Deci putem să o pornim, doar o pornim, o să schimbăm oricum. Da. Ce faci, Costi? Ia uite ce am adus aici. Bine ai venit, a venit iarna cu baterii. Bă, ți-am zis să mă ții la curent, bă, Costi. Uite... Uite, Rareș. Ia un plovăr pe tine, că te trage curentul, Costi. A dat. Hai dăm o dată că o le strâng. Da. Au dat toate. Dă-i. Cum e? Băi, și ne... După 7 ani? Becul de ulei s-a stins la o secundă după ce a pornit motorul. Perfect, adică. Câți kilometri are? 202. Bă, da, a pornit ca repede. Costi, da. Se numește, nu am ulei de servo, asta se numește cu motorul ăla. De mecanic. Păi asta voiam și eu să zic. Bravo, mi-a luat cuvintele din gură. Ai văzut? Ia, ulei servo acum, arată un ulei, Bă, trebuie să-i dau o diplomă. Asta înseamnă urechi de mecanic. Căutătorul de servo. I-a luat cuvintele din gură cum și-a luat să-i cheia din mână. Da, exact, cam așa de o, bine zic. Da, deci vezi dacă e trecut ulei de servo și trece și ambreiaj. Să simte la pedală că e pedala elastică, zero de tot. În încheiere trebuie neapărat să vă reamintim ceva. Asta e tricoul în ediție limitată. Nu pot să vă zic exact motivul pentru care credeți-mă că merită să luați. Pot doar să vă zic că implică clipul nostru de 200.000 de abonați. Mai mult de atât nu vă zic momentan. Linkul lăsăm jos în descriere. Păi și să trecem la concurs. Ca să câștigați unul dintre produsele de aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, că astea se vând câte două, lichidul de frână. De fapt se câștigă câte două de data asta. Trebuie să intrați acum pe pagina noastră de Instagram, unde o să vedeți concurs organizat împreună cu Motor România. Deci intrați acum pe Instagram și puteți câștiga unul din cele 8 premii. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!